Ce faceți? Cum sunteți? Am un anunț foarte important de făcut. Deci e foarte important. Pentru cine mai ai serios, pentru cine nu, nicio problemă. Nu știu care... Nu știu care mai țineți minte, mă scuzați că îmi vibrează la telefon. Nu știu care mai țineți minte că mai de mult am spus eu că o să am un invitat și nu știu ce, dar invitatul s-a răzgândit și bla, bla, bla. Bun. Acum însă, am avut o conversație cu cineva, cu altă persoană, deci nu-i vorba despre aceeași persoană. Și după ce am ascultat un pic situația, am să-mi să-l invit pe omul respectiv, să-l invit la mine și să facem un mic video. Bine, poate o să fie de o oră, nu știu. Cred că o să dezvoltăm subiectul în mai multe etape pentru că nu putem vorbi totul așa fără grabă și no, trebuie să vorbim, să vă detalăm întâmplarea, ce s-a întâmplat și sunt mai multe chestii. Ce vreau să spun? Sunt următoare. Dacă persoana asta nu m-a mințit și o să fie de acord anul viitor, în ianuarie, să ne întâlnim și să facem video împreună, o să vă rog frumos să fiți atenți o să vă rog frumos, care dispuneți de sfaturi mature și decente, să scrieți. Bine, cum am spus, sper să nu mă mintă persoana asta și sper să vină să facem video -uri. Pentru că e o situație cu care îs mai mult ca sigură că se confruntă foarte mulți creștini. Ca acum, ăștia din lume, știți cum spuneți voi, pentei? Că e vorba de cineva pentecostal, da? Cum spuneți voi ăștia, pentei, ăștia din lume, mă, ăștia așa, și fără Dumnezeu, fără bla, bla, bla. Dar voi cum sunteți? Adică vreau să văd voi cum sunteți. Și asta o să văd din reacțiile voastre la videourile pe care urmează să le fac. Menționez, dacă nu, o persoana că o să vină și o să facem videouri. Mulți foarte mult să luptă cu problema asta. Și eu la un moment dat am avut de mă lupta cu ea, dar eu am renunțat din start. Am renunțat pentru că eu am alte planuri. În fine. Dar mai vreau să fac în convențiune. Persoana respectivă cu care m-am înțeles să vină, e dispusă să dea nume. Ceea ce e foarte spicy. Acum. Cei care mă cunoașteți pe mine, mă refer, mă cunoașteți așa, că, da, neamuri sau știu eu ce, sper că știți și faptul că pe Naomi, adică pe mine, nu mă cumpără absolut nimeni. Când zic că nu mă cumpără nimeni, mă refer la frați și surori, la veri și verișoare, la un și mătușă, la toate neamurile astea care m-ar cunoaște pe mine. Deci dacă cumva o să cunoașteți persoana, care o să vină în video la mine. Și dacă cumva credeți că vreți să mă influențați și să-mi scrieți pe ascuns mesaje negative la adresa persoanei respective, fără să mă atașați dovezi, eu o să vă blochez. Ascultați ce vă spun. Și dacă în viața reală îi vă fac acte, vă și blochez, nu vă mai fac nimic. Deci, eu ce vreau să transmit e faptul că în ianuarie sper să pot să difuzezi primul episod cu problema respectivă. O să se dai în nume, ceea ce o să facă cazul să fie foarte greu de digerat pentru cei implicați. Deci foarte greu de digerat. Îți dai seama când vine omul ăla și spune, spune pe nume atâtor persoane, bla, 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 e ceva, știți? Dar pe urmă, cei care sunteți contra invitatului meu, o să vă rog frumos dacă aveți ceva de spus, indiferent care relația voastră cu mine. Da? Indiferent că e profesională sau cum o fie, de rudenie, dacă nu mă atașați și dovezi, adică naomi, vezi că au mințit pentru că vreau dovadă. Vreau dovadă. Dacă nu veniți cu dovezi și veniți numai cu vorbe, pe cuvântul meu, că vă blochez și o să vă evit toată viața. Eu nu vreau să spun acum că o să fiu părtinitoare cu invitatul meu. Nu. Eu vreau să rămân imparțială, dar vreau să ajut persoana vreau să văd dacă tot e adevărat, pentru că dacă e adevărat e foarte trist și vreau împreună cu publicul matur, normal că o să mai fie și cartof străcați prin publicul ăsta, dar mă refer acum la publicul matur, da? O să vreau să mă ajutați să găsim soluții la cazul pe care o să vi-l prezint, dacă, v-am spus, dacă vin invitat. Pentru că e un caz foarte sensibil, e un caz care implică creștinii pentecostali și un caz de la care ar avea șață de învățat. Mie mi s-a cerut sfatul. Eu în mare parte i-am spus cum aș face eu. Dar totuși am zis, mă, hai să apelăm la creștini. I-am spus, uite, eu fac YouTube. Dacă vrei să vii și o zis că o să vină. Hai că discutăm, hai că le prezentăm oamenilor situația ta și vedem cum decurge totul. I-am spus, ești adică l-am întrebat, ești dispus să oferi nume? Eu zis că da. Deci dacă omul ăsta se ține de cuvânt și o să vină și o să dai nume și voi o să mă amenințați pe mine, puțin îmi pasă. Pentru că eu v-am spus, chiar dacă ar fi să primezi mesajul, nu, no, mi vine și te omorâm. Nu mă interesează. Din partea mea, I don't care. Că vedeți voi, eu am acolo o pere de vopsit. Vedeți acolo în colț. No. Pe mine nu mă perează nimeni, pe mine nu mă vopsește nimeni, absolut nimeni. În schimb, dacă o să, după ce o să fac video respectiv cu, gal, cu invitatul meu, dacă mă atașează cineva, dovesc cum că invitatul minte, o să mă opresc. Nu o să mai continui. Însă, dacă nu dovedește nimeni contrarul, adică că e invitat o armință, dacă nu dovedește nimeni, o să mergem așa de mult cu cazul să-l prezint online, încât o să fie și părți afectate. Dar pe mine asta, cum să spun, nu mă interesează. Eu vreau să lupt pentru adevăr. Vedeți voi și în viața reală, munca mai contestată. E foarte mult. Eu lucrez în Irlanda ca și consultant financiar și profesional. Asta implică foarte multe cazuri sensibile, critice, la limite, de multe ori imposibile, pe care nu am cu foarte multă muncă le face să fie posibile, adică soluția, să existe măcar o soluție. Și de multe ori îmi aud vorbe, că nu știu, pe mine vorbele nu mă interesează. Nu mă interesează. Aveți ceva dispus? Cu acte, cu dovezi, cu avocați, dacă e nevoie. Pe mine nu mă cumpără nimeni. De vândut, vindeți pe cine vreți. Pe mine n-aveți nici cum să mă vindeți, că eu n nimănui. Înțelegeți voi? Atâta vreau să vă spun. Deci ăsta e un video cu aviz. În cazul în care doriți să contestați ceea ce o să auziți de la invitatul meu, vă rog frumos să faceți cu dovezi. În schimb, dacă nu vreți să contestați și vreți să ajutați, vă rog frumos să dați sfaturi cât mai relevant posibile. Deci, pe cuvântul meu, dacă la video cu invitatul respectiv văd pe cineva că din nou comentează de ce porte o mască, deci vă blochez de nu v-ați văzut. Lăsați comentariile și observațiile irelevante. Trebuie să înțelegeți o chestie. Dacă nu puteți, dar nu vă uitați la canalul meu de YouTube. Sunt foarte multe videouri în care eu vorbesc și nu eu sunt subiectul principal. De ce vreți să faceți din mine subiectul principal? Adică dacă eu nu mă acord atenție mie, de ce vreți să mă acordați voi mie? De ce dacă eu vorbesc cu un subiect din Biblie? Sau un subiect, nu știu, despre consultanță sau orice altceva. De ce voi tot vorbiți de mască? Treceți peste subiectul mască, treceți! Că nu cred că trebuie să dau dare de seamă la nimeni de ce o port mască? Dacă vreau, eu port mască în toaletă. Vreți să vedeți cum mă duc în toaletă și eu filmez cu mască? O să mă duc. O să mă duc cu oameni buni odată și mă filmez în baie. Mă gândesc ce subiect să mă aleg că doar nu o să mă duc să mă filmez numai că sunt baie, și pur și simplu o să fac un video în care voi să vedeți wc în care voi să vedeți dușul și să vă lămuriți odată pentru totdeauna că la Naomi Mureșan, adică mie, nu mai are rost să-mi bateți apropor legate de mască, legate de freza mea, astea nu sunt problemele voastre. Până când nici ale mele. De ce? Pentru că nu sunt probleme. Vedeți-vă de creierul vostru, vedeți-vă de gândirea voastră și țineți cont. Că eu, tot ce fac pe YouTube îi adevărat, îi real. Dacă îmi curge o lacrimă, e adevărată. Dacă critic, critica mai sincer. Într-adevăr, uneori mai ridic tonul, asta e, som și eu. Nu zic neapărat că e greșit sau e bine. Știu că de multe ori nu se cade, dar când vezi atât, e normal că te enervezi, da? Dar vă rog frumos, țineți cont că la mine nimic nu-i fake pe YouTube. Eu nu editez. Eu nu, deci la mine nu se umblă cu chestii de gen. Da? Că și eu aș putea să editez, stați cum Și eu aș putea să mă fac că stau cu cămașa și nu știu de eu nu caut să impresionez pe nimeni. Eu caut doar să fac video și să vă prezint unele subiecte. Dacă subiectele pe care eu le prezint nu vă interesează sau nu pentru interesul vostru, dați next! Dar nu vă mai opriți să -mi faceți mie observații de mască, de păr, că s că nu știu ce. Dacă nu aveți opinii, păreri sau sfaturi, chiar dacă sunt critici, dar să fie constructive, Duceți-vă, oameni buni, dar mă, dau mai e și Jerry online. Uitați-vă la Tom și Jerry, pe cuvântul meu. Faceți orice altceva. Ca ce chestie asta și v-ați uitat la mine dacă nu mă suportați ca mască sau că nu știu ce. Ca ce chestie. Vă rog frumos să învățați-vă să fiți maturi. Nu vă mai uitați la mine. Eu nu v-am obligat, nici nu v-am corupt, nici nu am zis uitați-vă la mine că nu știu ce sau că nu. Cine vrea să uite de bună voi. Ok? Mă mai repet o și cu asta o video. O să urmează niște videori foarte foarte interesante și spicy, cu un caz real. O să fie persoane care cunosc invitatul meu și o să fie persoane care o să-și dorească cumva pentru prima dată să iei contact cu mine. Însă dacă voi când, atunci când luați contactul cu mine pentru prima dată sau poate noi mai vorbim în viața reală și voi credeți că dacă vorbiți cu un om în viața reală, credeți că e suficient să spuneți, bă, oamenii no vezi că la minte, v-am blocat. Deci nu ponegriți pe nimeni până nu atașați dovezi. Aveți cuvântul meu că nu mă interesează gradul de rudenie pe care îl avem, nu mă interesează ce mafie sunteți, nu mă interesează. Dacă trebuie să-mi sacrific viața, dacă o să se ajungă până acolo, eu sper să nu se ajungă la atâta dramă. O să o fac. O să o fac. Pentru că mie nu mi-e greu să lupt. Vorba vine să lupt metaforii pentru un creștin. Mie nu mi-e greu să intervin pentru cineva de o altă religie, pentru că eu nu fac discriminare cum faceți mulți dintre voi, nu toți. Nu toți. Dar marea majoritate asta face. A, ești atei, a, ești ortodox, nu facem. Eu nu practic așa ceva. Că dacă aș practica, aș refuza foarte mulți clienți care vin cu acte. Sau poate mulți dintre voi vă gândiți, dar pe ce? Că dacă e refuzat pe toți, ne face bani. Nu e așa. Nu e așa că banii se pot face. Mai ales în profesia asta de consultanță financiară și profesională, credeți-mă că se pot face. Eu nu refuz oameni pe criterii de religie. Nu. Eu nu vreau să fac discriminare, dar într-adevăr, câteodată mi-e greuț. Mi-e când iau pe unii cum vorbesc. Dar încerc să trec peste și mă gândesc în sufletul meu, mă, Naomi, fi tu mai bună ca ei. Fi tu mai bună. Nu-ți trebuie un Dumnezeu. Nu-ți trebuie o religie. Nu-ți trebuie o sectă ca să poți să fii un exemplu. Și eu cu mine vorbesc, eu pe mine încerc să mă îndrept și să fiu corect. Da? Deci, nu are rost să vă abateți când eu o să vin cu invitatul, nu are rost să vă abateți că la ce vorbesc eu că să te, ce mă interesează, terminați cu observații de copii mici. Terminați. Deci, cine vrea să contrazică ceea ce o să spună invitatul meu, o să o facă cu dovezi, altfel v-am blocat și am terminat totul, nici nu mă interesează cine sunteți. Deci eu vorbesc Nu, că sunt oameni care mă cunosc și știu că eu vorbesc pe unii, deci fără nicio minciună. Și pe urmă, dacă aveți ceva sfaturi de dat și de oferit, vă rog frumos să o faceți. Nu contează că vreți să scrieți mult. Scrieți oameni buni cât vreți. Nu contează. Important e să o faceți cu decență și cu rost. Și nu mai scrieți despre mască, că o să vă blochez pe cuvântul meu. Deci m-am săturat. Eu să vorbesc despre un subiect și să văd că nu am de ce fost mască. Păi? Da, e ca și cum eu v-aș întreba pe voi, ce-ar fi când mă mai întrebați voi întrebarea asta să zic, dar tu de ce nu-ți folosești creierul din cap? Că dacă ți-ai folosit creierul, automat n-ar trebui să mă întreb de ce pormasc. Vă rog frumos, m-am săturat. Deci m-am săturat. Stați alături de mine, care vreți să stați alături de mine, sper din suflet să se țină persoana asta de cuvânt, pentru că o să dezbatem un subiect, adică persoana respectivă chiar se confruntă cu o problemă foarte gravă din punctul meu de vedere, și cerem sfatul pastorilor, membrilor, adică oamenilor care merg la biserică, că nu-i numai ca și cum pastorii au înțelepciune, nu, nu, că de multe ori membrii au mai multă înțelepciune și sunt mai credincioși decât pastorii. Dar apelăm cumva la publicul care mă urmărește pe mine. Apelez eu la seriozitatea și înțelepciunea voastră să interveniți atunci când eu o să prezint cazul. În cazul în care persoana respectivă nu o să mai vină și momințând, bon o să vă anunț și o să-mi pară rău că nu o să mai vină. Pentru că dacă ar veni și o să ține de cuvânt, vă spun sincer că foarte mulți dintre voi o să vă regăsiți în situația aia. Și -o vreau și o să văd ce părere aveți, ce sfaturi aveți, cum se poate soluționa problema respectivă, că aia chiar că e o problemă. Da? Și nu o să, are, nu o să aibă, să rost să mă amenințați. Cei care mă cunoașteți așa că nu au mi mureșan și că să său și nu știu ce, ai puțină pasă. Puțină pasă. Pentru că eu nu țin la viața asta cum țineți mulți dintre voi, eu n-am de păstrat legături cu nu știu cine, nu. Nu. Îți de una singură pe pământul ăsta. Și așa o să mor. De una singură. V-am lăsat. Vă rog frumos să țineți cont de video ăsta. Să nu faceți mișto. Și dacă puteți să fiți înțelepți și maturi, când zic înțelepți și maturi, nu mă refer mai la penti, mă refer că eu o să cer ajutorul tuturor care se uită la noi. Tuturor, nu contează religia voastră. Dar m-ar interesa în special ce spun penti. Pentru că pentru spun de ceilalți, pentru că ia cu lumea, ias că noi trebuie să facem altfel că suntem creștini. O să vreau să văd cum altfel ar trebui să procedeze persoana în cauză. Până vă prezint cazul, până o să vă fac introducere cu invitatul meu, mai aveți puțină răbdare, vă rog frumos, o să se întâmple în ianuarie, în cazul în care nu se schimbă nimic. Stați alături de mine dacă vreți și fiți oameni serioși. Altfel, vă catapultez și vă trimit în exil direct în brață la pastorul mincinos Tiberiu Pop din Anglia. V-am salutat, la revedere!